Am aflat în aprilie, având astmul bronșic, îi făceam mereu analizele. Am aflat cu glicemia de 380. Nu a fost o veste bună. De atunci nimic nu a mai fost ca înainte. S-a schimbat și viața noastră și a lui. I-am spus că diabetul tip 1 este o boală cronică care este pe viață. Dorința lui ar fi aparatul care l-ar putea monitoriza și ar scăpa de înțepăturile din deget. Din păcate, costul este imens. Cu senzorii nu este foarte greu, nu ne putem permite. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.